Aici e mai bine, Doamne! Abia am scăpat, vă spun. Să vedeți, mergeam pe lângă Academia SRI. Am trecut așa tăcut, că băieții ascultă. Îmi duceam și eu în mână lucrarea asta de doctorat, că m-am apucat de ea. Și când să ajung lângă clădire, simt ceva în aer, doamne, mi-a mutat nasul. Bă, era o duhoare de plagiat, ceva incredibil. Dar nu e doar acolo, Molima a făcut deja victime. Familia lui Gabi Oprea e în carantină. Țărmanii neoameni, pardon, oameni, țărmanii oameni, mă. Academia Națională de Informații a anunțat că tezele de doctorat depuse de Ana Maria Tudor, fiica fostului vicepremier Gabriel Oprea, și de Alexandru Marius Tudor, ginerele lui, sunt suspecte de plagiat. Nea Gabi, așchia chiar nu sare departe de trunchiul ăla țeapăn, parvenit și pensat. Hai că dacă te retragi, matale, are cine să-ți continue emisiunea. Să te facă mândru, domne. Să pună pe masa familiei niște roade ale muncii. De alea bune, culese fără ghilimele, se știe. I-a învățat bine. Peste ani o să ne amintim de moșierii Oprea. Familie veche de plagiatori, cu biblioteci întregi de lucrări purate. Bine, necazul e chiar mai mare dacă vă puteți închipui. Nu doar familia a fost afectată, nu? Boala asta a ajuns și la apropiații domnului general. Academia SRI a trimis către CNAT cu 4 sesizări de plagiat, printre care teza de doctorat a Adelei Loredana Popescu, fostă secretară a lui Gabriel Oprea. Să vedeți că după pesta porcină, asta e următoarea epidemie, fraților. O să și nebunească Nea Petrică de-aia când o să vadă că iar am fost proști și am intrat în belele. Hai, Petrică, te rugăm, scoate-ne tu și din asta. Pune pe lângă Academia aia niște covoare îmbibate în soluții antiplagiat. Sacrifică niște teze suspecte, fă ceva, că uite ce se întâmplă, tată. Mă deșteaptă pesta porcină, mă adoarme grija cu peste... Nici Gabi Oprea nu doarme, stai liniștit. Nu-l mustră conștiința pentru polițistul Gigină, deloc. El caută prin bibliotecă niște chestii despre studentul Coldea. În presă au apărut informații că singurul care mai deține un exemplar original al tezei lui Florian Coldea este chiar Gabriel Oprea, coordonatorul lucrării. Întrebat dacă este adevărat, fostul vicepremier a spus că nu știe și că va verifica în biblioteca sa. Om citit, Gabi Oprea, are casa plină de lucrări plagiate. La nivelul la care a ajuns el, cu plagiat personal, cu familie care plagiază, cu doctoranzi acuzați de plagiat după ce au fost coordonați de el, fraților, asta e altă ligă. Omul e cel puțin olimpic. Sau cum ziceați dumneavoastră că sunteți, domnule Izmenar? Când am intrat în politică, râdeau de mine, de se prăpădeau că mă țin de cuvânt. M-au luat de fraier și acum am devenit un brand, da? Fraților, noi îi vedem doar pe ăștia din guvern și ne crucim. Ce e în teritoriu, te îngrozești. Administrația locală, primarii, consilierii au niște discuții, zici că ești la olimpiada cuvintelor fără sens. Scenă de la Focșani. Primarul orașului le vorbește consilierilor despre cum vede el orașul, țara, viața, să zicem. Și asta o spun cu toată convingerea, sunt foarte mulți cetățeni care revin în țară și sunt bucuroși pentru că, într-adevăr, administrația publică locală și județeană se ocupă îndeaproape de crearea unor condiții de viață mult mai bune. Vai de mine! L-ați auzit? Și se vede pe fața lui că ar putea să zică orice, orice. Se întorc românii înapoi în țară. Focșaniul are 2 milioane de locuitori. Mâine primul focșănean va ajunge pe lună. Și toți ăștia, că discutăm aici de un grup, o categorie de băieți, toți așadar folosesc mereu expresii de felul următor. Am toată convingerea, vă spun foarte clar. Omul ăsta, primarul pește prăjit și al Focșaniului, așa argumentează faptul că se întorc oamenii în Focșani. Vă spun cu toată convingerea, vă spun foarte clar. Bă, capsec, asta se poate stabili doar văzând niște cifre. S-au angajat mai mulți, a crescut economia orașului, cu cât ce s-a schimbat? Zici tu așa ca un papițoi că ai toată convingerea? Dacă ești tu convins, trebuie să fie adevărat, nu? Parcă la urla școală pe fraier. Doamna profesoară, vă zic radical din nouă, e 4. Eu am toată convingerea, să fie foarte clar. Date cocoși,
fapte, numere, statistici. Ai ceva la mână? Că nu mai merge doar cu manipularea asta proastă. S-a mai deșteptat poporul, mă, chiar dacă țara îl vrea prost, ca să pună botul la vrăjelile astea. Prin guvernarea PSD, salariul minim pe economie a crescut considerabil, ajungând să fie comparabil cu salariile din țările unde lucrează. Doamne, voi vă dați seama cum se minte în Focșani? Deci ăsta e caz de internare, pe bune. A crescut PSD salariul minim și e comparabil cu salariile din Anglia, din Italia, din Spania, că doar nu se duc românii să muncească în Bulgaria, nu? Domnul primar, ce să vă zic, domne? Multă sănătate, multă, da, pare că aveți nevoie. Vedeți că se tratează ce aveți dumneavoastră, da? Încercați cu carte prima dată. Cartea te vindecă de prostie, da, da? Mă tot întreb, ce-i cu țara asta? De ce naiba nu e în stare să reacționeze niciodată, dar niciodată cum trebuie? România pare o tâmpită care se uită în jur și nu înțelege nimic. Sau un tâmpit, mă rog, ca să nu... Niciodată, dar niciodată nu poate să reacționeze simplu, ferm și conform valorilor în care spune că ar crede. V-am zis și ieri, uite, tată pedofil condamnat la 70 de zile în folosul comunității. Ce naiba să mai zici? Numai puțin. Aaaa! Mă scuzați. Acum e plină presa de înregistrări, am primit și noi, și mărturii ale copiilor despre o doamnă profesoară care n-are nimic, dar nimic în comun cu ceea ce înseamnă pedagogia în acest secol. Mai mult, femeia pare că are nevoie ea însăși de ajutor și n-o zic deloc în glumă. Doamnă, sunteți bolnavă, doamnă! Doamna în cauză, mă rog, îi spun așa doar pentru că suntem la televizor, Mihaela Cioc pe numele ei, este profesoară de tehnologie și la Colegiul Traian din București. Și are și pistol cu bile. Și când zic bile, chiar nu fac vreo paralelă cu întrebarea legată de curvă sau târfă. Înregistrările acestea sunt din 2010. Între timp, nu s-a întâmplat nimic. Alți părinți și alți elevi sunt oripilați de comportamentul doamnei. Mai nou, profesoara, pentru că, da, tot profesoară e, îl face pe un copil bolnav mental. Asta printre altele, urlete, amenințări, isterie. Da, părinții n-au mai rezistat, fraților. I-au pus pe copii să înregistreze orele și ne-au trimis și nouă la Starea Nației dovada. Practic din ultima bancă. Eu cum e, domnul? Ești bolnav mental, n-am ce spun? Eu? Ești din ultima bancă? Tu auzi ce spun eu? Păi ce te spun? Că nu ești capabil să auzi nici măcar un urlet? Doamne, doamne, există părinți care suportă un astfel de tratament la adresa copiilor lor? Doamnă, sunteți o rușine nu doar pentru breazla profesorilor, pentru că sunt mulți cretini la catedră, așa cum sunt mulți cretini în presă, în politică, peste tot. Dumneavoastră, o spun cu toată responsabilitatea, sunteți o rușine pentru umanitate, doamnă. Serios, în momentul ăsta cimpanzeii se uită de sus la noi. Repet, repet, tot ce contează acum este cum reacționează instituțiile în acest caz. Că unii dintre noi pot înnebuni, da, nu contează, o luăm razna, ne dilim. Ce credeți, că eu mai am mult? Ei, ideea e cum reacționează instituțiile în acest caz. Iată, din aceeași oră. Mă uit la tine și te văd un slăbănă, cu doi mâini, două picioare, două mâini, două picioare, niște ochi, un nas și multă resimțire. Mai puțină la tine, mă mută la celălalt. Că asta înseamnă fizic. Mecanic înseamnă mai enervat, vin la tine, stragă-i puningură și ce văd? Că te deformezi. Cât de bună e doamna pe lucru mecanic. Mai trist e că și-a găsit de lucru în învățământ. Așa se întâmplă, fraților, dacă dăm avertismente la astfel de cazuri. Nu trebuie să ne mirăm atunci când situația escaladează, pentru că apar chestiile astea în marea lor majoritate din cauza că instituțiile care ar trebui să reacționeze n-o fac sau o fac haotic. Și iată, iată la ce se ajunge. Spune că ea e regina și noi suntem sclavii ei. Alo, doamnă,
Nino, Nino, regina e Băsescu, doamnă, nu știi scandalul cu Blejnar, cu băieții? Ce vorbești, mă? Urlă copiii pe garduri să plece profesoara, iar inspectorii școlari și ministerul și cine mai vreți se uită în altă parte. Rușine. Fac comisii de anchetă, probabil. E plină țara asta de comisii de anchetă și de rapoarte și de ședințe. Iar la final, se spârcâie un avertisment. Băi, alo, inspectoratul, ministerul, deja e atât de groasă încât sper ca pe doamna să n-o mai prindă dimineața la catedră. De fapt, sper că până la ora difuzării acestui material, doamna să fie out. Pentru că, uitați, aici e educația românească de astăzi. Nu mă interesează ce vreți voi. Dar voi trebuie să vă intereseze ce vreau eu. Indiferent de stupid vi se pare vouă. Nu mă interesează părerea voastră. Nu mă mai interesa vreodată. Nea Iohăniță face consultări la Cotroceni. Nu, nu, nu mai cheamă lumea să-și pună el guvern. Nu, e problema asta cu justiția, apoi ar fi de rezolvat problema Dăncilă. Chiar, dacă ați fi chemat la consultările astea, ce ați spune acolo? Ați accepta să vină doamna Dăncilă primar la dumneavoastră în localitate? Vox Populi. Consultările alea la Cotroceni, președintele cu partidele se întâlnesc. Ce mesaj ați avea pentru ei dacă ați fi acolo la consultări? Ce le-ați spune? Ce să le spun? Să facă mai bine țara asta, să aibă grijă de ea, să le dea bani la pensionari. Fie asta, ce să... Altceva? Să nu ne mai taie porții, cum ne-a tăiat porții, să nu mai ne taie, să ne lase porții în pace. Ce să le facă altceva? Astea sunt mesajele pe care... Păi, ce să le fac? Să fie sănătoși, să facă ce vrea de aici încolo. Ce să mai... Pe doamna Dăncilă o știți? Da, cum să nu știu? Cum să nu? Vor să scape de ea după acolo. Cine? Partidele, ați văzut? Partidele opoziție. E bună fata, e bună. Doamna Dăncilă. Cunoaștem. Ce v-a plăcut la doamna Dăncilă? Vorbește frumos și a controlat toate instituțiile, tot. Felul și deșteaptă, are capacitate, și ca să vorbim drept, pe alții străini nu mai alegem, așa să rămâie. Dacă v-ar chema, ce le-ați spune, ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru președinte și pentru toate partidele astea de la noi? Ce le-ați spune, ce mesaj ați avea pentru ei? Nu sunt locuri de servici. Nu sunt locuri de servici. Asta ar fi principalul mesaj? Cei cu facultate... Se mai găsește să mai lucreze pe la birou, pe la... Dar cei cu 10-12 clase nu sunt locuri de servici. Ne chinuim cu ajutorul. Ați fi de acord să vină primar aici, doamna Dăncilă? Vă dau pronostic ăsta pentru... Aș zice că primarul nostru care este aici e foarte bun. E foarte bun? E foarte bun și ne-a făcut enorm de bine. Și pur și simplu mai are puțin. A început străzile, o să înceapă și ce ne-a promis dânsul aia. Dacă primarul nu este foarte bun. Așa că nu o vreți pe doamna Dăncilă să rămână prim-ministru acolo? Sau să vină ajutor de primar? Ce să o punem pe doamna Dăncilă? Nu, dar nu știu pronunțic sunt adusă. Ce ea spune doamnei Dăncilă să facă prima dată la dumneavoastră aici în comun? Să facă școli, să facă grădiniți, că este și grădiniți și aici. Dar e cu autobuz. E capabilă doamna Dăncilă să facă? Eu cred că îi face ceva. Păi, dacă dă silința și vrea să pui efortul, faci. Aveți încredere, spuneți în ea. Avem încredere, sigur. Asta le-ați transmite, da. Chiar față în față cu ea. Da, exact, că să ne simțiți. Niciunul nu face ce trebuie făcut, că sunt acolo. Și la partide și Iohannis. Toți sunt la fel. Orice face, dar numai pentru țară nu face nimic. Mai mult pentru ei, cum bineînțeles. Asta nu, asta să știe, face parte din democrația lor. În ghilimele fiind spus. Aveți președintele în față, aveți membrii partidelor importante. Ce le-ați spune? Ce mesaj ați avea pentru ei? Ce le-ați spune? Dom'le, să aveți grijă de țara noastră și să fim sănătoși cu toții. Da. Doamne ajută, da, stai așa. Doamne ajută, da, mă. Da. Nu i-ați criticat un pic? Nu. Nimic? Nu. Păi ce am cu ei? Păi nu știu, au făcut ceva pentru țara? Deocamdată nu poate o face de acum încolo. Să-i mai lăsăm, spuneți un pic. Mai lăsăm nițel. Ar fi bună de primar, asta zic, la dumneavoastră aici în comun, ați fi de acord, n-ați fi? Nu știm, noi deocamdată ce ne transmite mass media, altceva știm noi mai mult decât ce ne transmite mass media. Ce părere v-a lăsat doamna Dăncilă din mass media? Că mai râde lumea de ea? Păi și ce dacă râde de ea? De Pontan a râs, de ăla, de Dolănescu a râs cu poluția, care e problema? Mai greșește omul în viață. Vor să cam scape de ea ei pe acolo. Dacă ar veni primar la dumneavoastră, ați fi de acord? Primar la dumneavoastră aici? Nu ați fi de acord? Nu. Primarul nostru. Primarul nostru care este Naia Adrian.
Dar doamna Dăncilă, credeți că se descurcă în rolul ăsta? E depășită de situație sau? Nu știu, domne, dacă nu sunt la Parlament, nu știu. S-ar descurca doamna Dăncilă aici la noastră? Cred că pentru o comună, da. S-ar descurca. Da. Pentru o țară e mai greu? Pentru o țară e mai greu. Pentru o comună cred că i-ar face față totuși. Nu știu când s-a făcut iar marți, dar iată că s-a făcut de un nou ceas bun. Săptămâna trecută ceasul a poposit un pic pe la SOS Satele Copiilor, care, apropo, în această seară la Ateneul Român a sărbătorit 25 de ani de când se află în România. V-am promis că revenim cu povești din sat, aduse în traistă de responsabila noastră de ceasuri bune, Cristina Hurdubaia. Eu sunt Cristina, tu cine ești? Alex. Și câți ani ai? 10 ani. De ce ești îmbrăcat așa? Păi mă pregătesc de cursuri de fotbal. Mamă, ce faci tu la fotbal? De când mergi la fotbal? De la 8 ani, 9. Adică e o pasiune, da, dar, nu? Pentru da, tine. Dar că m-am apucat de la 6 ani de fotbal. Și ce-ți veni cu fotbalul? Păi era odată un băiat care, de aici, de la Casa 11, care zicea, hai la fotbal. Și m-a pus în poartă. Am venit mai întâi cu portara, apoi mi-am rămâna în poartă. Aolea. Și apoi am devenit fundaș. Mm-hmm. Și tu chiar visezi să te faci fotbalist, profesionist? Sau vrei să te faci altceva, că nu o să fii mare? Vreau să fac fotbal de performanță. Chiar îți dorești asta, nu? Adică o să mai auzim de tine. Așa sper, nu? Auzi, să știi că eu sunt adjunctul Moș Crăciun. Da? Serios. Și am venit să te întreb ce-și dorești tu de la moș. Sincer, nu știu încă. E ceva ce n-ai și-ți dorești tu foarte mult? Nu cred. Cred că aș vrea niște teneși din ăștia de băiat. Doamna Mariana, sunteți una dintre cele mai... Sună bizar așa, una dintre cele mai vechi mămici, da, din SOS Satele Copiilor. De când sunteți aici? Sunt aici de 14 ani. Ce înseamnă să fii mămică aici? Ce faceți dumneavoastră exact? Să fii mamă aici în casă. Vreau să vă spun la început că am 5 copii. Până acum un an am avut 6 în casă. Unul a plecat din comunitate. Adică o comunitate e tot, o parte a SOS-ului, dar peste 14 ani copiii se duc acolo. Și a fi mamă înseamnă a crește copii exact ca și într-o familie naturală, să zicem. Adică mama face exact aceeași treabă. Copiii merg la școală, mama socială se duce la ședințe, face mâncare, curățenie, cumpărături și tot ce ține de copii, exact ca într-o familie. În prezent, în organizație, avem aproximativ 1000 de copii. 200 dintre ei sunt cei care sunt crescuți zi de zi în satele SOS, în cele 3 sate, din București, Sibiu și Bacău. Mai sunt 800 de copii care sunt sprijiniți să rămână alături de familiile lor prin proiectele pe care noi le implementăm în fiecare locație de prevenire a separării copilului de familie. Deci eu sunt Cristina Ochelarista și tu ești Lori Ochelarista, da? Da. Câți ani ai tu? 9 ani. Împlinesc 10 pe 20 decembrie. Mulți ani. De ce dorești de ziua ta? Săgetate. Ai văzut? Sănătate. Asta îți dorești tu de ziua ta? Sănătate? Da. Și păpuși. Păpuși? Da, chiar dacă sunt prea mare pentru păpuși. De ce? Nimeni nu e prea mare și eu mai joc cu păpușile. Am niște păpuși și mă joc cu ele. De ce să fii prea mare? Am auzit că tu ești pasionată de... Muzică. Și că nu-ți place să cânți cu nimeni, da, în afară de tine. Pe unde cânți? În baie? Unde cânți? În cameră. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Cântăreața. Cântăreața. Și de Crăciun ce-ți dorești? Un microfon. Un microfon ca să cânți la el în cameră. Ai văzut? Gata. O să vorbesc cu Moș Crăciun. Și să duc un microfon, da? Mhm. Bine. Care e cea mai mare notă a ta? Un FB. FB.
Febe? Da. Și materia preferată în afară de muzică? Note. Ah, deci ești tocilară. Glumesc. Dar tocilar e un lucru bun. Bravo. Uite, în sfârșit, un copil care știe. Vorbește lumea, vorbește mult, bla, bla, bla. Vorbele rămân, dar vorbe nu le auzi. Vorbește lumea, mă judecă des. Câinii latră, ursul merge, nu e stres. Mulțumim pentru donațiile făcute prin SMS la 8844 cu mesajul MAMA. Puteți evident să donați în continuare pentru SOS Satele Copiilor, iar cine vrea să doneze o pereche de tenis noi pentru Alex și un microfon de karaoke pentru Lore, să dea de veste iute la ceasulbun@starea-nației.ro. Hurdubaia e pe baricade. Ne vedem și mâine tot aici. Noapte bună! Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.